estimați reprezentanți mass media, estimați colegi, ce mandex, sper mai aproape în sat asistență. De fapt, noi ne-am expus punctul de vedere ieri în cadrul unei conferințe de presă, dar foarte succint. Noi considerăm că este un atac Raider asupra, sau cel puțin o tentativă de atac Raider asupra primăriei municipiului Chișinău. Este un caz fără precedent, un fel de împărăție în împărăția personală, ceea ce se dorește a fi înfăptuit. Și fiți atenți, dacă până la momentul de față gheretele, tarabele, porțile, coțiile au înflorit, închipuiți-vă că de acum încolo, când vrea să-și atribui întreaga putere, pe care de fapt și-a avut-o de până acum, va fi legiferată la propriu. Cred că acest lucru este absolut inadmisibil. Din momentul în care funcționarea a început să fie responsabilizați, strategiile elaborate, documentele strategice discutate aici, problemele care nu s-au, despre care nu s-a vorbit 20 de ani de zile în primăria municipiului Chișinău, am început să le abordăm aici, să fie penalizați cei care se fac vinovezi de diferite, începând cu acte de corupție și terminând cu iresponsabilități în procesul de gestiune subdiviziunilor municipale. Iată că asta nu place. Noi înțelegem că mâna coruptă este deranjată, dar vom merge înainte. Rugăm și deja am sesizat o parte din cei care sunt reprezentanți ai instituțiilor internaționale acreditate la Chișinău. Vom informa în cel mai scurt timp, în detalii, pe cei de la Consiliul Europei. Cred că este nevoie ca și Parlamentul să autosesizeze ca asemenea cadouri domnului Ghimpu și domnului Chertoacă să nu fie făcute, pentru că ele sunt făcute în detrimentul cetățenilor și locuitorilor municipiului. Și vă mulțumesc.